Mai mulți indivizi au venit în gospodăria soților Isăilă pentru a-i da o lecție fiului acestora, care este martor într-un dosar penal de furt. Indivizii au aruncat cu pietre în casa în care locuiesc cei trei, distrugând geamurile și au pus la pământ și poarta de la intrare. Speriați bătrânii au sunat la 112. Polițiștii au venit la fața locului și le-au promis celor doi că vor patrula prin zonă pentru a preveni un nou atac. Bătrânii susțin că polițiștii s-au întâlnit pe drum cu atacatorii, dar nu i-au oprit. La scurt timp după plecarea polițiștilor, atacatorii au revenit, au început să arunce iar cu pietre, de data aceasta și în acoperișul casei, distrugând tabla, după care au intrat peste cei trei în locuință, în ciuda faptului că bătrânii au baricadat ușa de la intrare. Atacatorii au amenințat cu moartea și le-au reproșat că au chemat poliția, după care l-au lovit pe fiul celor doi. Polițiștii au identificat pe doi dintre agresori, localnici, unul de 32 și celălalt de 18 ani. Așa ia pietre, uitați așa. Da. Prima dată când a început prima tură, când a venit ei aici, da. Noi dormim. Da. Băiatul ni se pare că se uita la televizor. Așa. El dorme în partea aia, noi în partea asta. Aici eu o spart tot. Și o dat prima dată cu pietre, când m-am trezit din somn, am țipat pe un sosculaș și dânsa. Bă, zic, ni se sparge geamurile. Eu repede am deschis ușa, am aprins becul și am ieșit afară. Și ei de acolo i-a aruncat mai o leac. O aruncat și eu am fugit să fug la poartă. Ei din partea asta, la altă, au început să vină iar înapoi să le arunce cu pietre după noi. Am fugit în casă înapoi. Și zic, băi, de la poliție. Și ei, după ce a venit poliția, pe la, asta au fost la 12, fără ceva, 12, eu știu, în jur la 12. După ce a plecat poliția, au spus să ne liniștim că, fără grijă, că ei patrulează pe aici. Zic, eu din capul meu, zic, imposibil să nu se întoarcă înapoi. Că chiar așa au fost, la ora 2. Iar s-a întors și a format la tot. La două cum am făcut? La două am auzit gălăgie iară și am început cu pietri și pe tablă și geamuri și s-au dat toate. Da, și cu aici avea ței băieței. El a intrat dincolo la băiat. La băiat a dat o palmă și după ce i-a dat o palmă. Așa, mai femeie lui Dumnezeu, tu la ce ai sunat poliția? Zic, dar cu mine ce ai? Să știi că te distrug. Și băiatul, de ce a fost martor atunci cu furtul acela? Soții Săilă stau acum cu frica în sân pentru că atacatorii pot oricând reveni dacă poliția nu ia măsuri.